ok, am terminat cu încălzirea și acum începem primul exercițiu. După cum bine știți sau nu știți, voi începe primul exercițiu cu gambele, sunt deja la a doua serie, voi face undeva la 15 repetări, ridicări pe vârfuri, stilul Arnold, după aia fac concomitent cu tibiale. Un aparat pe care multe să nu-l au. Acum să vedem pe iubi la treabă. Acum un pic la tibiali. Nu știu dacă știți, dar este mușchiul preferat al lui iubi, mușchii tibiali. Hopa! Hopa! Ok, domnilor, după ce terminăm cu gambele, voi face două serii de aductori, două de abductori, ca să mă încălzesc și mai bine și vom trece la bicepsul femoral. Cam așa arată picioarele. Cred eu că am progresat puțin anul acesta. Sper că va fi bine. Ok, domnilor, am terminat cu primul exercițiu pentru femoral. Acum am trecut la cele două exercițiu, flexii la aparat. Un aparat foarte bun. Ca o recomandare pe care cred că v-am mai dat-o deja ar fi să începeți antrenamentul cu bicepsul femoral dacă
le faceți împreună, biceps femoral cu quadriceps. Pe mine mă ajută foarte mult. În primul rând îmi pregătește sistemul nervos central. În al doilea rând îmi încălzește foarte bine și articulațiile, duc sângele în picioare și antrenamentul merge mult, mult, mult mai bine. O să rog pe buna mea consoartă, buna mea soție să mă filmeze. Este setul de lucru, voi încerca între 8 și 10 repetări. Iar acum trecem la quadriceps. După cum v-am zis, iubii face niște aductori și abductori. Astăzi iau lasă puțin mai ușurel pentru că se simte puțin rău. Dar e bine că a venit să-și facă antrenamentul. Dar uitați un pic brațul, cum se vede, tricepsul. Asta bine. Aici îl avem pe Andrei. Concurează și el băiatul la naționale, anul ăsta. Clasic fizic, junior și senior. Robert concurează și el. Salut! Așa că... Ne vedem la toamnă. Care sunteți cu clasic fizic, mai bine mergeți la bikini. Băieții, nu-i de glumă cu ei. Știu și engleză, băieții, băieți profunzi. Ia uitați. Un pic de junior. 100 de kilograme în biu. Și respiră. Va acum ea, facem? Ui. Nu vreau să vă descurajez, dar... Urmează definirea. Tricepsul sunt la seria de lucru, la împinsa presă, pentru fișoare. Voi încerca să fac 20 de repetări. Nu o să pot din provocată, așa că o să fac cu pauză, cu time rest. Să mergem să vedem. Hai, joacă pe ele, așa, ha! Sus! Ha!
Scoate. Da. Frate? Ok, domnilor, sunt la genuflexiuni, m-a omorât pur și simplu seria de drop set de la Hex Squat. Acum iubi în trecut la îndreptări românești. Foarte bine. Hai, treci. Băieți, au trecut la gambe. Au și vreo 4-5 ore de când sunt la sală. Iar eu sunt la ultima serie de gen, pe față. Să vedem cum merge, pentru că pur și simplu nu mai am gaz deloc. Domnilor, ăsta a fost antrenamentul de astăzi de picioare. Noi între timp am venit acasă, am și dormit, iar acum mâncam a treia masă. Vreau să spun că după antrenamentul de picioare, și poate majoritatea dintre voi știți, sistemul nervos central este puțin prăjit, chiar avem nevoie să stăm o oră să ne odihnim. Asta am făcut și eu, imediat după ce am venit de la sală am trecut și pe la bancă că aveam ceva de rezolvat. Și chiar gândeam foarte greu, cred că și-a făcut o impresie cam proastă domnul de acolo despre mine. Ne punem să mâncăm masa numărul 3 și sper să am timp astăzi să editez vlogul. Văd și ce calitate este cu telefonul ăsta și dacă e ok mai filmăm și cu telefonul. Vă mulțumim pentru vizionare, dacă vă place ceea ce facem dați share, like și subscribe și până data viitoare aveți grijă de voi și de trupurile voastre. Power!